Salut, camarați, bună dimineața! Știți și voi că de-a lungul secolelor, mileniilor, oamenii cam de pe la... de când au devenit conștienți și au avut o conștiință și o gândire, au început să caute sensul vieții, adică nu vorbim de omul de rând, vorbim de cei mai inteligenți care au citit, care au știut carte, că pentru că majoritatea erau analfabeți. Cu timpul oamenii au început să se întrebe care e rostul existenței noastre, de ce ne-am născut, de ce murim, care e rostul nostru pe acest pământ și așa mai departe. Iar puțin mai târziu, oamenii au aflat de paradis și au început să-l caute. A fost un timp, vechile noastre scripturi ne spun, când nemurirea era la îndemâna omenirii. Era o epocă de aur când omul trăia cu creatorul său în grădina Edenului. Omul îngrija acel loc minunat, Dumnezeu însuși umblând pe acolo în briza după amiezii. Și Domnul Dumnezeu a făcut să crească din pământ orice pom plăcut vederii și cu roade bune. Și acolo mai era și pomul vieții, dar și pomul cunoașterii binelui și răului. Iar un râu a ieșit din Eden ca să ude grădina, de acolo s-a despărțit în patru păraie. Numele primului este Pison, al celui de-al doilea Gihon, al celui de-al treilea Tigru, iar al patrulea se numea Eufrat. Din roadele fiecărui copac li s-a permis lui Adam și Eva să mănânce, exceptând pomul cunoașterii. Dar atunci când a făcut-o, ispitiți de șarpe, Domnul Dumnezeu și-a făcut griji privind problema nemuririi. Așa a fost izgonit omul chiar din locul în care viața veșnică era promisă, dar deși interzisă, el nu a încetat niciodată să-și amintească, să tânjească după ea și chiar să încerce să ajungă la ea, adică la viața veșnică. Încă de la alungarea din paradis, eroii au mers până la capătul pământului în căutarea nemuririi. Unora li s-a oferit o frântură și oamenii simpli au crezut că puteau avea noroc. De-a lungul timpului, căutarea paradisului a reprezentat o încercare individuală, dar la începutul mileniului al doilea, ea s-a transformat în efortul măreț al marilor regate. Lumea nouă a fost descoperită, așa ni s-a spus, atunci când exploratorii au pornit în căutarea unei noi rute maritime spre India și bogățiile ei. Era vorba despre cașcaval. Adevărat, dar nu întregime. Pentru că ceea ce regele Ferdinand și regina Isabela a Ispaniei au dorit cel mai mult să găsească a fost fântâna tinereții veșnice. O fântână magică ale cărei ape îi întineresc pe cei bătrâni și țin pe cineva tânăr pentru totdeauna că ți izvorăște chiar din paradis. Nu cu mult timp înainte călcaseră Columb și oamenii lui pe ceea ce credeau că sunt insulele din India, Indiile de Vest, stabilind o legătură între exploatarea noilor teritorii și căutarea legendarei fântâni, ale cărei ape i-a făcut din nou tineri pe cei bătrâni. Indienii capturați au fost chestionați, chiar torturați de către spanioli pentru a dezvălui locul secret în care se găsea fântâna vieții veșnice. Unul care s-a remarcat în astfel de investigații a fost Ponce de Leon, un soldat și aventurier profesionist care s-a ridicat prin rânduri pentru a deveni guvernator al unei părți a insulei Hispaniola, numită acum Haiti, și a Puerto Rico. În 1511, el a asistat la interogarea unor indieni capturați. Descriindu-și insula, aceștia au vorbit despre perle și despre alte bogății. De asemenea, ei au lăudat virtuțile minunate ale apelor sale. De asemenea, ei spuneau că acolo exista un izvor din a cărui ape a băut un insular chinuit de bătrânețe. Drept rezultat, acela s-a reîntors viguros la casa lui, s-a recăsătorit și a făcut copii.
ascultând cu un entuziasm nestăpânit Ponce de Leon, el însuși un om în vârstă, a fost convins că indienii descriau fântâna miraculoasă a apelor care oferau tinerețea. Ceea ce a spus despre bătrânul care a băut din izvor, că și-a recăpătat puterea bărbătească și chiar și-a luat o soție tânără care i-a născut copii, a reprezentat cel mai important aspect al relatării. Acest lucru pentru că la curtea Spaniei, ca și întreaga Europa, de altfel, se regăseau numeroase picturi ale celor mai mari pictori și ori de câte ori erau înfățișate scene de dragoste, în compoziție era inclusă și o fântână. Poate că cea mai renumită dintre aceste picturi, Amor Sacru și Amor Profan, a lui Tiziano, a fost creată cam pe vremea în care spaniolii se aflau în călătoria lor în Indii. După cum știe toată lumea, fântâna de picturi reprezenta o aluzie la dragostea supremă, era fântâna are căre ape restabilau puterile bărbătești prin tinerețea veșnică. Înștiințarea lui Ponce de Leon către regele Ferdinand apare în înregistrările ținute de istoricul oficial al curții Spaniei. Indienii care au venit din insulele Lucayo sau Bahamas au dezvăluit că există o insulă sau un izvor veșnic de ape curgătoare ce au proprietăți minunate, încât atunci când se bea din apele acelea, poate într-o anumită măsură bătrânii devin din nou tineri. A fost, vă dați seama, emoții, toate chestiile astea. Fără îndoială, regele Ferdinand, regele Spaniei, a fost unul dintre cei mai dornici și mai nerăbdători în așteptarea veștilor privind importanta descoperire. Ferdinand i-a acordat lui Ponce de Leon puterii de pline. În principiu, el căuta insula Ponce de Leon, căuta insula Bimini, așa se numea. Știrea oficială privind expediția a fost căutarea aurului și altor metale, în timp ce adevăratul scop era acela de găsi fântâna tinereții. Dar marinarii porniți în expediție au aflat foarte curând un lucru. În Bahamas nu era o singură insulă, ci sute de insule. Ancorând din insulă în insulă, forțele de debarcare au fost instruite să caute nu aur, ci o fântână neobișnuită. Apele fiecărui pârâu au fost gustate și băute, dar fără efecte evidente. Așa, la un moment dat, Ponce de Leon descoperă o fâșie lungă de coastă. Era, de fapt, Florida, navigând de-a lungul coastei și urcând pe o uscat din nou și din nou, el și oamenii lui au cotat disperați prin junglă și au băut din apele nenumăratelor izvoare. Dar miracolul nu s-a petrecut. Eșecul misiunii pare să nu fi diminuat convingerea că fântâna era fără îndoială în acel loc, trebuia doar să fie descoperită. Așa că mai mulți indieni au fost chestionați, unii păreau neobișnuit de tineri pentru vârsta înaintată pe care pretindeau că o aveau. Alții au repetat legende care au confirmat existența fântânii. Așa. Se spune că Olelbis, cel care stă deasupra, un zeu, a trebuit să creeze omenirea. El a trimis doi emisari pe pământ pentru a construi o scară care să lege pământul și cerul. La jumătatea scării urma să fie un loc de odihnă cu un izvor de apă curată. La adunare s-a stabilit să fie două izvoare, unul pentru băut și celălalt pentru scăldat. Când un bărbat sau o femeie îmbătrânește, a spus Olelbis să urce pe această scară, să bea și să se scalde, apoi va fi din nou ca în tinerețe. Convingerea că fântâna a existat undeva în acele insule a fost atât de puternică încât în 1514, anul de după misiunea nefructuoasă a lui Ponce de Leon, un emisar a scris papei că el știe unde e fântâna și că fântâna dă viață veșnică și așa mai departe. După câteva cercetări suplimentare, neînfricatul Ponce de Leon
a concluzionat că ceea ce trebuia să caute era un izvor în confluență cu un râu, fiind posibil ca cele două să fie conectate printr-un tunel subteran ascuns. Dacă fântâna era pe o insulă, se putea ca izvorul ei să fie un râu în Florida. Deci Ponce de León a căutat fântâna sfântă, atât de renumită printre indieni, precum și râul ale cărei ape i-au întinerit pe cei în vârstă. Intenționa să găsească izvorul Bimini și râul din Florida, despre care indienii din Cuba și spanioli afirmau că îi fac pe cei bătrâni care se îmbăiau în acel loc să devină din nou tineri. În loc de tinerețea veșnică, Ponce de León a găsit moartea fiind străpuns de săgeata unui indian. Așa. Și deși căutarea individuală a unei poțiuni sau loțiuni care să amâne ziua judecății s-ar putea să nu se termine niciodată, căutarea organizată, pecetluită de un decret regal se încheiase. Deci v-am spus despre căutarea paradisului. Vă pup cu drag, ne auzim mai târziu.